Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua și bine v-am regăsit la știrile amiezii. Iată principalele subiectele ediției. Serviciul hidrometeorologic prognozează pentru următoarele 12 ore creșteri mari ale debitelor pe râurile Nistru și Prut. Pe sectorul Criva-Costești, creșterea ar putea fi de până la 1 metru. Directorul Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, afirmă că testarea în masă a cetățenilor este inutilă și ar face risipă de teste. În Republica Moldova, doar noaptea trecută au murit 8 oameni din cauza COVID-19. Ambasada României la Chișinău a anunțat că tinerii din Republica Moldova care vor să-și facă studiile la universitățile din România pot depune deja dosarele pentru locurile la buget. Autoritățile sunt în alertă maximă. Serviciul hidrometeorologic prognozează pentru următoarele 12 ore creșteri mari ale debitelor pe râurile Nistru și Prut. Pe sectorul Criva-Costești, creșterea ar putea fi de până la 1 metru, ceea ce va duce la umplerea lacului de acumulare Costești-Stânca. Nistru a ieșit din matcă, iar plaja de la Vadului Vod a fost deja inundată. Apa a ajuns și la digul metalic instalat de către salvatori, iar lucrările de protecție contra inundațiilor vor continua și astăzi. Alerta se menține și pe sectorul Naslavcea-Hrușca, dar cu o scădere a nivelului apei de până la 70 de centimetri. De asemenea, pe sectorul Tighina-Talmaza se prognozează o creștere a cotelor cu 60-80 de centimetri și inundarea zonei de lungă a râului. Reporterul TVR Moldova, Corina Gamurar, se află acum în nord-vestul Republicii Moldova, la Drepcăuți, în raionul Briceni, unde revărsarea Prutului a creat mari probleme. Corina, bună ziua! Care este acum situația în zonă? Bună ziua, Victoria! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Într-adevăr, ne aflăm în aceste momente în nordul Republicii Moldova, mai exact în raionul Briceni, acolo unde, din cauza riscului sporit de inundații, oameni din mai multe localități au fost evacuați. Este vorba despre Lipcani, Criva și Drepcăuți, unde oameni din 24 de gospodării au fost evacuați și adăpostiți la rudele lor pentru a fi în siguranță și pentru a nu fi supuși pericolului inundațiilor. Mai mulți salvatorii au instalat posturi fixe pentru a monitoriza situația apei în râul Prut. Vestea bună este că apa din râu începe să scadă, astfel oamenii ar putea fi în siguranță. Cu mai multe detalii vine primarul localității Drepcăuți. Este vorba despre doamna Angela Rurac. Bună ziua, să ne spuneți care este situația în localitate. Bună ziua! Comparativ cu două zile în urmă, situația este îmbucurătoare. Apa râului Prut deja scade. De dimineață până la ora prezentă, undeva avem 50 de centimetri unde apa a scăzut. Ne bucurăm foarte mult că apa scade, dar avem și mari pierderi, pentru că undeva vreo 280 de hectare de pământ este inundat. Deci aici merge vorba de grădinile oamenilor în lunga Prutului, aici merge vorba de cotele mici, cotele mari, SRL-urile care au sămânat, răsărit, popușoi, toate sunt inundate. Asta este situația care la ziua de azi mai tristă. În genere, parcă... Ce se va întâmpla dacă va ploua și nivelul apei va crește în continuare? Doamne ferește să nu fie așa, pentru că nu numai depinde de ploile noastre din Moldova. Deci tot riscul ăsta vine de la Ucraina, din Munții Carpați, și apa tot se adaugă pe parcurs în fiecare zi. Dacă plouă la Ucraina, atunci ajunge apa și la noi. Asta e tot riscul. Vă mulțumim foarte mult. Acestea au fost informațiile. Cu mai multe detalii revenim în jurnalul de la ora 18. La revedere! Corina, îți mulțumim. Ucrainenii se luptă cu cele mai grave inundații din ultimii 20 de ani. Viitura de pe Prut a făcut ravagii în vestul țării, unde numai puțin de 5 regiuni au căzut pradă furiei apelor. Sute de oameni au rămas izolați. În unele zone, accesul mai e posibil doar cu barca. Oamenii au încercat să-și apere gospodăriile de apele revărsate, dar n-au putut să salveze mare lucru. Cuhnea, litnea, tot ce au văzut, bania, cotelnea, tot ce au văzut,
Тут до хати єлі-єлі спасли, бо сходи пішли усі, повалило, бо то несло то все. Specialiștii spun că defrișările din Carpați sunt principala cauza inundațiilor. Mi-e prost de mers cu hata, obșez ne se voda. Mi-a cupele mi-a dat să-i budenoc. Нормально таку суму ми планували тут щось робити, добре, що тут хоча б нічого не робили. Este o cursă contra cronometru pentru ca echipele de salvare să ajungă la cei izolați cu hrană, medicamente și articole de strictă necesitate. На соседка мне звонила, сказала, що нету хліба, сейчас может кто-то привезёт. Мне просто страшно, бо я тільки з дочкой дома. Скільки там сімей, скільки там будинків? Там три будинки. Un spital în care erau tratați pacienți COVID-19 a fost inundat și bolnavii au fost transferați la alte instituții medicale. Nu e clar dacă, în condițiile grele provocate de inundații, transferul s-a putut face fără riscuri suplimentare de infectare COVID. Ucraina se confruntă cu o creștere fără precedent a numărului de infectați. Revenit ieri de la Moscova, președintele Igor Dodon s-a autoizolat câteva zile la vila prezidențială de la Holercani, pe malul Nistrului. În telejurnal aflați dacă șeful statului a fost deranjat să stea la tribuna oficială a paradei militare din Piața Roșie, alături de liderii separatiști ai Abhaziei și Osetiei de Sud. Trebuie să rămânem în alertă în lupta cu noul coronavirus. Noaptea trecută în Republica Moldova au mai murit 8 oameni. În ultima săptămână, numărul cazurilor de infectare a crescut cu 17%, iar cel al deceselor cu peste 3%. Chiar și așa, directorul Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, afirmă că testarea în masă a cetățenilor este inutilă și doar ar irosi testele. În spitale sunt acum 449 de pacienți în stare gravă. 510 oameni, printre care și 25 de lucrători medicali, au pierdut lupta cu virusul. Infecția nu a ocolit pe nimeni. În perioada pandemiei au fost infectați 900 de copii și peste 150 de gravide. Și chiar dacă numărul celor infectați este în creștere, șeful ANSP, Nicolae Furtună, consideră că testarea în masă a populației este o risipă de teste. Am încercat să testăm masiv. Și testarea masivă, deci nu este altceva decât teste irosite și potențial de laborator sufocat și supraîncărcat. La capitolul testare și teste, eu personal, ca și epidemiolog, nu am nicio remușcare din ce s-a făcut până acum. Până acum, 2348 de angajați din sistemul medical s-au infectat cu noul coronavirus. Dintre aceștia, peste 600 sunt medici, iar peste 1000 asistenți medicali. Autoritățile ne dau asigurări că în spitale sunt paturi suficiente pentru bolnavii de COVID. Săptămâna trecută a fost activată o instituție destul de mare în municipiul Chișinău și aici vorbim despre Institutul de Ftiziopneumologie, care a venit suplimentar la cele paturi din Chișinău care erau deja desfășurate cu 100 de paturi. Respectiv avem paturi libere suficiente la nivelul municipiului pentru a asigura managementul calitativ a tuturor persoanelor care necesită spitalizare. Potrivit unui studiu realizat de Asociația ADEPT, situația epidemiologică din Republica Moldova este cea mai complicată din Europa Centrală și de Sud-Est. Avem cele mai multe decese cauzate de COVID-19 raportate la numărul de locuitori. Polonia donează Republicii Moldova un nou lot de materiale și echipamente medicale pentru a ajuta în lupta împotriva pandemiei de coronavirus. Donația a fost făcută la solicitarea ministrului român al afacerilor externe, Bogdan Aurescu. De la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, Irina Mihailici ne oferă detalii. Bună ziua, Irina, te ascultăm! Bun găsit! Lotul de echipamente de protecție conține 22.000 de litri de dezinfectant, 30.000 de măști, dar și 4.800 de viziere. Toate acestea pentru cadrele medicale din prima linie care luptă împotriva COVID-19. La eveniment este prezent ministrul afacerilor externe, ministrul sănătății, este prezent și ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, dar și directorul instituției sanitare. De asemenea, la eveniment acum vorbește și Peter Mihalco. De la debutul pandemiei, Polonia a făcut mai multe donații, constatând în ecrane de protecție, costume de protecție, concentratoare de oxigen, dar și termometre. Deocamdată acestea au fost informațiile. Mai multe detalii vedeți în jurnalul ore 18. La revedere!
Irina, îți mulțumim. Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a fost scos de sub urmărire penală într-un dosar în care era bănuit de spălare de bani și îmbogățire ilicită. Procurorii au anunțat că nu au găsit probele necesare pentru a-l învinui pe Morar, care a fost cercetat mai bine de jumătate de an de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazuri Speciale. Dosarul a fost deschis pe baza unei scrisori anonime, iar procurorul general Alexandru Stoianoglu l-a învinuit în mod public pe Morar de îmbogățire ilicită. Morar rămâne însă bănuit de abuz de serviciu și fals în acte publice într-un alt dosar examinat în prezent de judecătoria Chișinău. El susține că dosarele i-au fost intentate la comanda politică a guvernării pentru a-l opri să ancheteze presupusa finanțare a Partidului Socialiștilor din străinătate. Președintele Igor Dodon s-a autoizolat la viza prezidențială de la Holercani după revenirea de la Moscova. Șeful statului spune că, deși legea nu îl obligă să stea în autoizolare 2 săptămâni, va sta totuși la Holercani câteva zile pentru a se convinge că nu are simptome. Revenit ieri de la Moscova, președintele Igor Dodon s-a refugiat departe de agitația din oraș la vila prezidențială de la Holercani, de pe malul Nistrului. Șeful statului recunoaște că nu va sta 2 săptămâni în autoizolare, ci doar în weekendul care urmează. 14 zile, sper că nu, și încă o dată reconfirm. Este decizia comisiei din 15 mai, atunci când este scop de serviciu și nu sunt simptome. Persoana nu este obligată să stea în carantină, dar totuși 2-3 zile în izolare, cred că trebuie mai bine să stau. La parada militară de la Moscova au refuzat să participe reprezentanții Germaniei, Statelor Unite, Cehiei, Franței, Azerbaidjanului și Turkmenistanului. În schimb, la eveniment au venit reprezentanții Abhaziei și Osetiei de Sud. Președintele Dodon spune că nu l-a deranjat să stea în aceeași tribună cu liderii regiunilor separatiste. Evident că noi nu am recunoscut aceste regiuni oficial din partea autorităților Republicii Moldova și nu le vom recunoaște, nici Abhazia, nici Osetia de Sud, lucrul ăsta este cunoscut, este poziția oficială a Republicii Moldova, dar pe cine invită conducerea Rusiei, pe cine invită Putin, ei decid. La Moscova, președintele Dodon a avut o întrevedere scurtă cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și cu reprezentantul special al administrației prezidențiale de la Moscova pentru dezvoltarea relațiilor comerciale-economice cu Republica Moldova, Dmitri Kozak. În timpul discuțiilor s-a convenit reluarea negocierilor privind creditul rusesc de 200 de milioane de euro. Tinerii din Republica Moldova care vor să-și facă studiile la universitățile din România pot depune dosarele de înscriere. Anunțul a fost făcut astăzi de Ambasada României de la Chișinău. Anul acesta, fiecare universitate din România anunță separat locurile destinate basarabenilor și perioada în care are loc admiterea. Astfel, dosarele de candidatură trebuie transmise direct instituțiilor de învățământ superior. De menționat că diplomele eliberate de Ministerul Educației de la Chișinău, care a anulat anul acesta examenele de bacalaureat din cauza pandemiei de coronavirus, sunt recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării din România. România intră în rândul țărilor cu o revenire a numărului mare de cazuri noi de COVID raportate la 24 de ore. Au fost anunțate 460 de noi infectări, adică 4% din testele efectuate. S-a revenit practic la cifrele din urmă cu 2 luni. Evoluția este îngrijorătoare pentru specialiști care spun clar, numai conștientizarea riscurilor și un comportament adecvat din partea tuturor pot opri sau limita răspândirea virusului. Apar în fiecare zi noi focare de infecție, iar unele spitale deja se confruntă cu primele probleme în tratarea cazurilor grave. Cele 460 de cazuri noi de COVID-19 din ultimele 24 de ore ne apropie de maximul înregistrat în plină stare de urgență. Pe 11 aprilie au fost 523 de cazuri și pe 22 aprilie au fost 469 de infectări, tot în perioada stării de urgență. Nu ne îngrijorează, ne îndeamnă în continuare la precauție, dar precauția nu poate avea doar sistemul medical sau corpul medical în sine, trebuie să aibă și populația civilă. Avem peste 180 de cazuri în terapie intensivă, avem pacienți pe suport ventilator. Mortalitatea, dacă v-ați uitat și noi asta, o puteți vedea antena, 10-15 cazuri până 20 de cazuri pe zi. Orice caz de deces este o pierdere. Dar noi trebuie să evaluăm într-un context de comorbidități, într-un context de
creșterea a transmiterii comunitare în această perioadă, odată cu relaxările, cu cele două weekenduri prelungite și... permis să spun din nou cu nerespectarea regulilor. Specialiștii atrag atenția că cifrele sunt îngrijorătoare, iar răspândirea accelerată a virusului este o consecință a relaxării individuale, a faptului că oamenii nu mai respectă regulile de protecție. Toată lumea acum se declară îngrijorat, preocupat, panicat, dar trebuie să vedem cum se traduce această îngrijorare în comportamentul nostru cotidian. Cred că aici este, de fapt, secretul toate aceste situații și, de fapt, avem și răspunsul ce ar trebui să facem ca să readucem lucrurile sub control. Să avem grijă și să folosim masca, să ne spălăm pe mâini sau să păstrăm o anumită distanță și să evităm aglomerațiile. Dar remarcă lumea nu numai că nu le evită, chiar le frecventează. E un indiciu, cel puțin, că după relaxare, probabil că nu se respectă toate regulile care sunt regulile care noi le-am zis reguli compensatorii. Portul măștii peste tot în spațiile închise, când ești cu alte persoane, nu vorbim de acasă la, cu familia, dar vorbim la birou, vorbim în spațiile de magazine, în transportul public în comun. Deci acolo trebuie obligatoriu. Brașovul este unul dintre județele unde a crescut numărul de infectări în ultima perioadă. În luna mai au fost în total 280 de cazuri, dar în iunie sunt 560 de cazuri pozitive. Se observă la nivelul întregii țări această relaxare și, din păcate, o lipsă crasă de încredere în recomandări și în reguli. Să ne gândim comparativ cu perioada de urgență, când nu aveam să facem voie să facem o grămadă de lucruri. Acum putem face multe lucruri și cu toate astea, protecția minimă pe care ar trebui să ne oferim, nu o aplicăm. Multe cazuri noi sunt și în Argeș, Iași și Prahova. La Spitalul Județean Ploiești, secția ATI nu mai are ventilatoare pentru pacienții cu COVID în stare gravă. Suntem cu 3 ventilatoare defecte date la reparat și niciunul dintre ele nu este reparat. Și bineînțeles, în curs de achiziție de alte ventilatoare, numai că deocamdată nu ne-a fost repartizat niciunul. A fost un moment în care erau 28 de persoane pe cele 28 de aparate de respirat. Situația am rezolvat-o transferând un ventilator mobil la Spitalul Câmpina și obținând un transfer la Spitalul Rol 2 de la Otopen. Mai departe sperăm ca, în cât am înțeles, să se simtă mai bine pacienții și vor fi transferați înapoi la infecțioase. Și la Buzău au fost confirmate 2 focare noi la 2 centre de îngrijire pentru copii și tineri abandonați. 7 angajați sunt pozitivi la testarea periodică. Medicii specialiști atrag încă o dată atenția că purtarea măștilor de protecție, spălarea și dezinfectarea mâinilor, precum și distanțarea socială, sunt măsurile de bază care împiedică răspândirea coronavirusului. Ministrul Sănătății a anunțat că se pregătesc în continuare noi măsuri de relaxare, dar și că în funcție de evoluția epidemiei se pot decide restricții acolo unde se impune. Românii vor merge la vot pe 27 septembrie. Aceasta este data stabilită de Guvernul de la București pentru alegerile locale. Actul normativ a fost introdus pe ordinea de zi suplimentară a ședinței executivului la cererea Ministrului de Interne. Au mai fost stabilite măsurile de protecție a celor implicați în procesul electoral. Potrivit unor surse, 27 septembrie este ziua agreată de majoritatea partidelor parlamentare. Alegerile locale ar fi trebuit să aibă loc în luna iunie, dar din cauza pandemiei, mandatele primarilor și ale consilierilor locali au fost prelungite. Imagini dezolante pe litoralul bulgăresc. Vremea ploioasă și prelungirea stării de urgență reprezintă noi încercări pentru industria turismului, care spera la o revenire în această lună după blocajul provocat de pandemie.
Stațiuni goale pe litoralul bulgăresc. Administratorii de hoteluri au investit în măsuri de protecție în camere și pe plajă, dar turiștii întârzie să apară. Granițele în Uniunea Europeană au fost închise, iar avioanele au fost blocate la Sol de câteva luni. Guvernul de la Sofia a introdus subvenții pentru zborurile charter și a redus tarifele de concesionare a plajelor, astfel încât șezlongurile să fie mai ieftine, iar condițiile de igienă ridicate. Deocamdată umbrelele sunt strânse și doar câțiva turiști s-au aventurat pe litoralul bulgăresc. Imaginile pe care le urmăriți sunt din Sunny Beach, renumită pentru plaja aglomerată și viața sa de noapte. Acum în stațiune se aude doar marea și pare o stațiune fantomă. Sunt proprietari de hoteluri care nu cred că vor mai deschide, întrucât nu au rezervări nici pe partea internă. Pe aeroportul din Burgas sunt așteptate primele curse charter în acest weekend, cu turiști din Olanda și Germania, care vor anima atmosfera la Sunny Beach și la nisipurile de aur. Turismul este responsabil pentru aproximativ 12% din produsul intern brut al Bulgariei și oferă un loc de muncă pentru mii de persoane. După mai bine de 3 luni, celebrul monument parizian Turnul Eiffel poate fi din nou vizitat, doar până la etajul al doilea și se pot folosi doar scările. Și alte monumente ale Parisului revin încet, încet la viață. Muzeul d'Orsay și-a început programul, iar Louvre-ul se pregătește pentru redeschiderea de pe 6 iulie. Turnul Eiffel sau Doamna de Fier primește din nou vizitatori după 3 luni de pauză, cea mai lungă perioadă în care celebrul monument a fost închis după cel de-al doilea război mondial. Un adevărat eveniment primit cu bucurie de puțini turiști față de ceea ce era altădată. Very special, very special, because it's only the Paris people. We've seen a lot of Paris people enjoying their city and enjoying their parks without all the tourists. So that's very special. Deocamdată pot fi vizitate primele 2 etaje și doar pe scări, deoarece lifturile nu funcționează în această primă etapă. Pas du tout, il fait bon. C'est pour ça que j'ai pris le premier créneau, parce qu'après il va faire très chaud, mais je suis déjà montée à pied sur la Tour Eiffel, justement c'est un plaisir. Reprezentanții Turnului Eiffel au pus la punct un set de măsuri menite să îi protejeze pe vizitatori, cum sunt măștile obligatorii de la 11 ani, măsurarea temperaturii, sensuri de urcat și de coborât. We are going to work step by step and we lost 27 million euros when we closed with the lockdown in Paris, but we are very optimistic. Turnul Eiffel a fost special proiectat și construit de Gustave Eiffel pentru expoziția universală din 1889. Are peste 300 de metri înălțime și atrage anual 7 milioane de turiști din întreaga lume. Pentru Televiziunea Română, Mihaela Antoche. Atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă așteptăm la telejurnalul ore 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Victoria Colesnic și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!